Da, conflictul a avut un impact foarte negativ și pentru Moldova și pentru Transnistria, cel puțin pentru oameni. Cred că elitele au beneficiat foarte mult. Dacă nu vorbim de politică, anume chestii sociale, culturale, noi putem împărtăși multe lucruri comune. Și de asta văd spațiul ăsta ca un spațiu al nostru. În limitele frontierii Republicii Moldova. De la facultate eu am început să privesc știrile pentru că am început să studiez relații internaționale și am decis că trebuie să fiu la curent despre situația politică din lume și am început în fiecare dimineață să privesc Euronews-ul. Asta e un fel de deja un ritual, că dimineața se începe cu 5 minute cu Euronews. Asta îmi permite să am cel puțin o imagine despre situația care are loc în lume, dar totodată eu nu mă limitez la aceasta, recunosc că asta e foarte puțin. Încerc să citesc știrile pe Facebook. Eu sunt abonată la mai multe ziare internaționale, citesc presa în engleză, în rusă, pentru că sunt anumite, de exemplu, topicuri care mă interesează și în Rusia și, de exemplu, în Europa și în Moldova. Vorbind despre presa locală, eu citesc și Newsmaker, tare îmi place cum ei scriu, Agora, Diez, citesc și Europa Liberă. Încerc să citesc cât mai mult, ca să am adică să am o viziune cât mai bună și mai profundă privind anumite aspecte pe care mine mă interesează. Și Guardians uneori citesc, tare îmi place și stilul lor de scriere. Da, așa mai mult conotație vestică. Pot să zic că eu admir tare, foarte tare pe jurnalistul rus Vladimir Poznar și eu pot să zic că eu am încredere în ceea ce el spune. Pentru mine el reprezintă o persoană care cât de cât încearcă să promoveze un jurnalism corect și să promoveze anumite valori tot prin jurnalism. La fel, eu încerc să nu ascult știrile propagandistice din Federația Rusă pentru că eu le percep foarte agresiv, adică eu văd că ei sunt foarte agresive și pe mine asta mă respinge. Încerc să citesc și știrile care reprezintă opoziția din Federația Rusă, de exemplu Doști, dar și ei sunt un pic uneori acuzați că nu prezintă anumite fapte anume corectă. Ei tot au scopurile lor. Sunt anumite ziare care îmi plac, de exemplu Comersant, TASS, cred că ei scriu destul de bine. Dar și sunt abonată pe alte pagini a unor blogeri care, tot așa, în opinia mea, promovează un jurnalist cât mai corect. Și eu încerc să citesc și să-mi creez propria opinie. Poate chiar dacă ea nu o să fie corectă, dar cel puțin o să fie a mea. Spațiul vestic. Asta eu pot să zic precis, pentru că eu asta am simțit mai mult când am participat într-un proiect internațional organizat în Armenia, finanțat de Federația Rusă și cred că, da, de Federația Rusă și acolo au fost adunați participanți din țările din Asia Centrală, au fost participanți din Armenia, Rusia și eu un pic chiar m-am simțit ca persoană cu valori vestice mai mult decât estice. Chiar dacă în Moldova eu mă simt mai mult neutră, adică eu încerc să înțeleg și partea vestică și estică, acolo nu, chiar m-am simțit persoană cu valori liberale. Pentru mine este important ca, de exemplu, să fie respectate drepturile omului, cel puțin fiind acolo, eu un pic am simțit că o altă atitudine, de exemplu, față de căsătoriile, față de divorțurile. Eu privesc acum asta ca, de exemplu, divorțul nu ca o problemă, dar anume, de fapt, ca poate o soluție pentru două persoane să-și construiască așa viața cum ei vor. Acolo nu, acolo a fost perceput asta un pic altfel, un pic mai categoric. Eu, de exemplu, m-am simțit într-o situație apărând drepturile persoanelor LGBT, chiar dacă încercând să comunic că oamenii aceștia tot au dreptul la existență și la viața lor personală, chiar dacă aici, în Moldova, eu nu pot să zic că eu sunt o activistă care apără drepturile persoanelor LGBT. Eu nu asociez Rusia cu ceva negativ,
Pentru că, totuși, eu am terminat școală rusă și eu am crescut citind literatura rusă. Și pentru mine, da, Rusia este mai mult egal cu literatura rusă, cu baletul rus, poate și cu cultura muzicală. Asta eu pot să zic, vorbind despre Rusia și cu limba rusă, pentru că eu gândesc în această limbă. Pe plan politic, dacă vorbim despre Rusia, da, Rusia e mai mult asociată cu Vladimir Putin, cu politica lui de dictatorie sau autocrație, cum unii o numesc. Clar că Rusia are un impact major pe teritoriul nostru și aș zice că el nu e 100% negativ. Eu zice și sunt și lucruri foarte pozitive care noi am preluat de la Federația Rusă și anume din cultura rusă aici în Moldova. Adică eu încerc să văd și partea negativă și partea pozitivă, dar totodată nu vreau să demonizez Rusia, totuși ca actor internațional, Rusia e foarte importantă. Aici, în spațiul nostru, regional, eu consider că Rusia face mai multe greșeli decât ceva pozitiv. Eu consider că asta anume este faptul negativ. Da, datorită, cred că Rusiei noi și avem conflictul ăsta Transnistria în care se menține deja de atâția ani și consider că anume finanțarea Rusiei a contribuit la faptul că Transnistria un pic s-a simțit mai independentă față de noi și nu am manifestat această atitudine de cumva de a colabora mai strâns cu noi, pentru că clar că în spatele lor a fost un jucător tare puternic. Și cred că da, pot să zic că aici Rusia nu ne-a ajutat tare mult. Poate mă gândesc mai mult la modernizare. Totuși, percep Uniunea Europeană ca un spațiu care nu se teme de modernizare, de a include ceva nou în activitatea sa de zi cu zi. Poate și îmi place pragmatismul european care există în această regiune și la faptul că oamenii cumva încearcă să-și creeze o viață cât mai confortabilă și să vorbească cât mai liber despre problemele sociale care există în spațiul acestor. Poate asta tot este un stereotip, de cel puțin când eu, în țările care eu am vizitat, cel puțin în Germania, mie îmi place ceea ce eu văd. Adică eu aș vrea ca unele chestii care eu le văd în Uniunea Europeană să fie implementate aici. Și anume noi un pic să gândim ca ei. Ce înseamnă români? Bună întrebare. Eu pot zic că, în afară că asta este cel mai apropiat vecin al Republicii Moldova, aș zice că Moldova poate să învețe foarte mult de la români, anume în faptul că cum ei au încercat în perioada lor de tranziție să gândească mai mult din perspectiva intereselor lor naționale. Ca asta consideră că nu un pic ne lipsește. Pe plan regional, România joacă destul de bine și faptul ăsta a fost constatat anume și pe filiera istorică, pentru că ei au reușit să se folosească de anumite situații. Cred că poate asta nu este tot de bine, dar cred că dacă Moldova ar fi fost în așa situație, eu aș zice că Moldova ar trebui să folosească acel prilej istoric, dacă ar fi făcut. Asta e. Eu nu percep România ca o țară negativă, chiar dacă eu văd că uneori și ea influențează negativ unele momente în țara noastră. Cam așa, pot să zic că unica chestie care mie nu-mi place, dar asta e o critică față de guvernul nostru, că noi împrumutăm suportul financiar pentru a reconstrui, de exemplu, sala de orgă sau anumite grădinițe din banii României, chiar dacă aceste lucruri ar trebui făcute din banii publici care sunt aici în Moldova. Eu totuși sunt pentru hotarele care sunt acum existente ale Republicii Moldova împreună cu Transnistria.
Deocamdată cred că Moldova încă nu este un stat împlinit. Moldova se află într-un proces de tranziție. Noi, ca un copil, ca un tânăr, noi abia cred că începem să înțelegem ce stat noi reprezentăm. Noi încercăm să construim propria identitate și asta este un proces foarte anevoios, foarte greu. Pot să zic asta. Pot să fac asta, să fac asta în paralel cu viața mea, de exemplu, pentru că eu ca o persoană tânără, la fel, încerc să înțeleg ce eu vreau de la viață și cred că Moldova fix așa încearcă să înțeleagă ce ea vrea de la viață și în ce parte să meargă, dar poate și să îmbunătățească propria imagine ca un stat tânăr, pentru că noi avem deocamdată multe probleme, că mulții nu cunosc despre Moldova noastră și este nevoie ca noi să promovăm anume imaginea pozitivă a statului nostru, că noi avem ce arăta, numai că asta trebuie arătat corect. Pot să zic că poate nu, încă nu toate. Eu realizez singura că dacă eu vreau să primesc o altă experiență, eu trebuie cumva să ies la alt nivel și din păcate Moldova nu poate să mă ofere asta, pentru că poate și aici nu sunt specialiști care poate, de exemplu, pot să mă învețe ceva nou sau poate acești specialiști sunt plecați și eu sunt pus în situație să mă văd singură și să caut aceste oportunități și practic asta eu fac. Fiind studentă, fiind persoană care deja activează, eu realizez că o experiență internațională poate să-mi propună un pic mai multe instrumente și poate să mă dezvolte un pic altfel. Din păcate, da, pot zic că Moldova nu mi oferă multe posibilități. Ce mi oferă, eu încerc să folosesc, dar nu mai mult. M-am gândit și eu să fac studii peste hotare, poate nu în Uniunea Europeană, dar poate nu în Marea Britanie. Încerc acum să câștig o bursă, dar oricum, bursa aceasta oricum mă obligă să revin înapoi în Moldova și să încerc aceste cunoștințe în practic. Adică eu oricum vreau să încerc aici ceva să fac, pentru că consider că și aici putem face ceva util și nu numai să ne limităm la faptul că aici nimic nu e posibil, că